Bună seara, prieteni! În acest weekend am avut parte de o ședință extraordinară, o ședință pe care am filmat-o și am împărțit-o în trei capitole. Primul capitol a fost denumit generic pisica. Sunt în așteaptă sau ce? Cam da! După cum bine știm, în dresajul de companie, stimulii sunt foarte puternici, astfel că trebuie să pregătim câinii pentru orice situație. Și ajungem în mod inevitabil la al doilea capitol, controlul. Pentru a fi siguri de anularea tuturor stimulilor din mediul ambient, avem nevoie de acest control. Controlul se dobândește prin folosirea instrumentelor în mod corect și tehnicii de dresaj potrivită pentru câinele fiecăruia. Sub pretextul comenzilor din dresaj, distragem câinele suficient cât să-l îndepărtăm cât mai mult de momentul în care s-a întâlnit cu acel stimul puternic din mediul ambient. În mod firesc, după ce companionul nostru ne-a dovedit ascultare, urmează să finalizăm. Aceasta se poate realiza în două modalități. Odată dăm recompensă câinelui și lăudăm pentru ceea ce a făcut, și a doua îi putem lăsa liberi și astfel urmează capitolul 3, joaca. Joaca, dragi prieteni, este foarte importantă în viața câinelui nostru. Prin joc se creează o relație de încredere, subordonare și astfel putem să-i cerem câinelui orice, având această perspectivă a interacțiunii prin joacă. Sunt Cătălin Cornea și nu uitați, dragii mei, că orice câine se poate dresa dacă la capătul lesei se află un om suficient de inteligent, nu suficient de brutal.